Perioada aceasta a concediilor înseamnă pentru Direcția de Sănătate Publică București multă bătaie de cap, în condițiile în care mulți români au ales să-și facă vacanțele în străinătate. Ce trebuie să știe românii care se întorc din zonele declarate galbene sau chiar roșii, vis-a-vis de intrarea sau nu în carantină, dar și ce presupune pentru DSP București din punct de vedere al activității toate aceste măsuri privind prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 în această perioadă a pandemiei de COVID-19, explică pe larg dr. Oana Nicolescu, director executiv DSP București. Ce a însemnat pentru DSP ca activitate? Noi, la nivel de DSP București, gestionăm inclusiv aeroportul Otopeni, deci practic toate sosirile în țară, motiv pentru care volumul de muncă, să știți că a fost unul extraordinar de mare și o să vă dau un simplu exemplu. Dacă inițial în aeroport aveam pe tură 4 reprezentanți, în momentul de față avem 10 reprezentanți. Munca s-a dublat, s-a triplat. Deci aș vrea să vorbim puțin de informațiile legate de perioada aceasta a vacanțelor în care oamenii merg în străinătate, revin în țară și nu au poate la îndemână cele mai noi știri, informații din surse sigure legate de intrarea sau nu în carantină. Aș vrea să stabilim un pic, vorbim de zonele, când venim din zonele galbene, zonele roșii, când și în ce situații se intră în carantină, când trebuie să ia legătura turistul cu DSP-ul sau cu autoritățile sanitare. Ok, să le luăm pe rând. Dacă venim din zona galbenă, dacă suntem vaccinați, suntem exceptați. Dacă venim cu un test RT-PCR făcut în ultimele 72 de ore, suntem exceptați. Și de asemenea, copiii până în 6 ani sunt exceptați. Această prevedere este ceva mai nouă, pentru că era vorba de copii în 3 ani. Și de asemenea, mai sunt exceptați cei care fac dovada că în ultimile 180 de zile au trecut prin boală. Pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că fie n-avem acest test RT-PCR făcut înainte să ajungem în țară, noi avem posibilitatea să-l facem în momentul în care intrăm în carantină acasă, respectiv în a 8-a zi, respectiv dacă iese negativ, în a 10-a zi putem să ieșim din carantină, din zona galbenă. Acum, dacă vorbim de zona roșie, singurii care sunt exceptați de la această măsură sunt cei care sunt vaccinați și cei care pot face de asemenea dovada că au trecut prin boală. Nu mai vorbim de niciun aspect legat de faptul că au posibilitatea ca să facă un test RT-PCR. Nu. Ai venit din zona roșie, nu ești vaccinat, n-ai trecut prin boală, stai acasă 14 zile. Valabil și în cazul adulților și al copiilor. Absolut, absolut. În ceea ce privește efectuarea testului PCR în țară, cum se procedează odată ce ai intrat în carantină? Noi, la nivel de DSP București, facem aceste testări doar conform metodologiei INSP. Clar, nu se pune în discuție ceea ce m-ați întrebat, dar sunt diferite unități sanitare care fac acest lucru acasă, pentru că, mare atenție, carantina presupune faptul că nu avem voie să ieșim din casă, motiv pentru care trebuie să vină cineva la noi ca să realizeze această testare. Deci, cu alte cuvinte, cei care se află în această situație trebuie să caute acele clinici care au serviciu la domiciliu. La domiciliu, absolut. Aceasta este singura soluție în momentul de față. Testele rapide antigen, de ce nu sunt acceptate? Ele, în momentul de față, nu că nu sunt acceptate, doar că zic că se lucrează puțin pe partea aceasta, așa cum ele ați văzut că sunt folosite la momentul în care ieșim în afară doar ca o perioadă mult mai scurtă de valabilitate față de testele RT-PCR, cu siguranță și ele se au în vedere a fi folosite ulterior. Există și un tel verde la care românii
pot suna și pot afla această informație cu privire la venirea dintr-o zonă galbenă sau roșie. Ce pune DSP-ul la dispoziție? Să știți că toate aceste lucruri pe care le-am discutat aici se regăsesc și pe pagina noastră de pe site-ul nostru, astfel încât în timp real să știți că toate aceste date sunt transmise, sunt actualizate, să zic așa, atât referitor la cei care sosesc, fie din zona roșie, galbenă, cât și cei care pleacă în diferite zone. Am vorbit puțin de vârsta copiilor și anume că de la 6 ani în sus se cere testarea PCR. De ce această vârstă? Nu avem, n-am un răspuns concret. Mă gândesc că pe de o parte că au venit solicitările din partea părinților care nu doresc să-și supună copiii acestor teste. Deci vorbim de diferența de la 3 la 6 ani, mă gândesc eu pe de o parte, dar mă gândesc pe de altă parte că există și studii care atestă faptul că nu există o incidență atât de mare celor care, ok, nu-i lăsăm până la 3 ani, deci putem să creștem puțin vârsta până la 6 ani. Să spunem că aceștia, într-adevăr, nu este necesar să le facem această testare. Anticipați sau există deja o creștere a numărului de persoane aflate în carantină datorită vacanțelor în străinătate? Să știți că fiecare își asumă momentul în care pleacă, dar nu este vorba de o creștere, pentru că ai acum posibilitatea aceasta dacă vii din zona galbenă să te testezi în a 8-a zi, astfel încât să ieși mai repede, iar oamenii fac acest lucru. Nu există o creștere. Dacă sunt copii peste 6 ani, dar care nu sunt testați înainte de plecarea din zona roșie, ajung în țară, ce se întâmplă cu aceștia? Cum intră în carantină? Pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, care prezintă la intrare în țară un test RT-PCR, sunt exceptați, dar ei au posibilitatea să facă acest test în momentul în care ajung în țară și dacă iese negativ, ei sunt de asemenea exceptați imediat. Adică nu trebuie să aștepte acea perioadă de 8, 10 sau 14 zile. Deci imediat sunt exceptați din momentul în care testul este negativ și transmit toate aceste informații către DSP București. Iar dacă intră în carantină pentru că nu au testul PCR făcut, părinții care sunt vaccinați nu intră în carantină, dar pot rămâne totuși cu copilul să aibă grijă de el. Absolut. În momentul în care suntem vaccinați, tocmai de aceea ne vaccinăm, inclusiv faptul că copilul este acasă, carantinat pentru că nu a fost testat sau fie că avem situația în care cineva din casă se pozitivează, faptul că suntem vaccinați, suntem excepțiile acelea potrivit și putem să mergem la serviciu sau oriunde în alt loc.